Roberto a primit scrisoare și un buchet de flori de la susținători. Spunea el că în scrisoare îi zicea, îi citea lui Mihai și spunea că i-au scris cam așa, am zâmbit la rosturile pe care le scrieți și probabil aș fi râs cu poftă dacă nu ar fi fost vulgarități. Apoi Mihai a spus, eu ți-am zis că nu sunt în regulă, oricum le scoatem. Întreba Mihai, dar măcar ce au zis, au râs așa puțin de unele? Roberto i-a răspuns că au zis că să fim mai eleganți în exprimare, ca să nu le dăm satisfacție celorlalți. Mihai a fost de acord și a zis că o să scoată o parte din rosturi. Am văzut că și Mihai a primit cadou un parfum pentru hatice, zicea el, se bucura foarte tare, spunea că este de la susținători și că îi zicea lui Roberto că susținătorii lui țin legătura foarte strâns cu mama lui și că vorbesc în fiecare zi și că se și văd. Au bătut palma băieții și a rămas stabilit că vor scoate o parte din rosturile care nu sunt elegante în exprimare. Mă bucur pentru acest lucru, căci altfel cred că am fi auzit niște rosturi foarte urâte.